Vlad Cosma, audiat în dosarul lui Sebastian Ghi, am avut mai multe identități. Doresc să renunț la această invenție. Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat vineri dimineață la Cluj, pentru a fi audiat ca martor în dosarul lui Sebastian Ghi. Au fost citați mai mulți martori protejai, cred că 5 sau 6. Întrucât eu nu mai știu numele pe care l-am avut în acest dosar, m-am prezentat în cazul în care sunt eu unul dintre acești martori protejai. Îmi doresc să asist la acest termen, pentru ce voi constata ce aceiai martori falii care au fost folosiți în dosarul meu se vor regăsi la acest termen. Sunt aceiai martori folosiți de Onai Negulescu în majoritatea dosarelor penale de la Ploiești. Cu siguranță vei constata, astăzi, ce nu eram singurul martor cu cel puțin două identități. Se va confirma tot ceea ce am spus și tot ceea ce am prezentat. Numai din minte numele conspirativ. Știu ce am declarat în sală la ultimul termen, faptul că am avut mai multe identități. Doresc să renunț la această venire a domnului Onai, a domnului Negulescu, ce doresc să fiu audiat în calitatea reală. Această formalitate a martorilor protejai era o invenție impus de către procurorii de la Ploiești pentru a putea mini în declarai cum voiau dânii, a spus Vlad Cosma, la sosire la Cluj.